26 de copii de la 6 cluburi din Baia Mare, Recea, Sighetu Marmației și Ulmeni au participat la acțiunea destinată copiilor născuți în 2002. Selecția a vizat identificarea celor mai talentați mici fotbaliști în vederea formării lotului național din această categorie de vârstă. Acțiunea a avut loc pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare, coordonată de antrenorul zonal Dacian Nastai din partea Federației Române de Fotbal și de Emil Chemeneș, președintele Comisiei de Copii și Juniori din cadrul Asociației Județene de Fotbal Maramureș. În urma voturilor exprimate de antrenorii prezenți la acțiune, au fost selectați 15 jucători care provin de la echipele ASF Kis Baia Mare, Plimob Sighetu Marmației și FC Mara. În data de 27 septembrie, aceștia vor juca un meci în compania unei echipe din Maramureș, formată din copii născuți în 2000-2001. Jucătorii care vor fi aleși în urma acestei partide vor forma selecționata Maramureșului și vor participa la următoarele acțiuni interjudețene planificate de Federația Română de Fotbal pentru alcătuirea lotului național format din copii născuți în 2002.